Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor! Monica Macovei și-a prezentat duminică la Alba Iulia în fața delegaților PDL Alba moțiunea intitulată Reformiștii. În cadrul acestei întâlniri, fostul ministru al Justiției i-a solicitat primarului Mircea Hava să declare public că va vota pe 23 martie la Convenția PDL de la București. Liderul PDL Alba nu s-a lăsat influențat de șarmul colegei de partid și a dat o replică ironică. Monica Macovei s-a înscris în lupta pentru președinția PDL, convinsă că va ieși victorioasă în fața celorlalți doi contracandidați, Elena Udrea și Vasile Blaga. Am pornit în această cursă ca să o câștig. Asta este singurul lucru care ne călăuzește acum și la care ne gândim. Doi, dacă ajungem în această situație, cei care votează pentru mine sunt convinsă că sunt inteligent și liber și deștept să voteze cu cine doresc ei în turul 2 și i-aș jigni dacă eu le-ar spune cu cine să voteze. Să știți că eu am speranțe mari peste tot și cu atât mai mult vreau să mă duc, de exemplu, în locurile unde un președinte de filială a semnat pe o altă moțiune, pentru că atunci trebuie să-i conving pe oameni și mai mult. Dar după cum vedeți, nici nu a fost nevoie, deci avem foarte mulți susținători la Alba. Deci o discuție foarte bună. Democrat liberal așa a exprimat speranța că alegerile pentru președinția PDL nu vor fi fraudate. Noi vrem alegeri corecte și că ținem foarte mult ca acestea să fie corecte și avem deja indicii în sensul contrar. Și am dat exemplu de la Suceava, unde în sală din 180 de delegații erau prezenți doar 15 și apoi ni s-a spus că poate nici aceia nu vor fi delegați. Ori ideea este că noi vorbim cu cei care se vor duce la vot, să-i convingem, nu cu alții, și alte chestiuni de acest fel, de nivel organizatoric. Plăcut surprinsă de modul în care a fost primită la Alba Iulia și de faptul că unii membri ai organizației județene de partid, precum Oana Badea sau Marcel Simion, au declarat public că o vor vota, Monica Macovei i-a întins microfonul primarului Mircea Hava, solicitându-i să facă același lucru. Pus oarecum în încurcătură, liderul PDL Alba a găsit cu inspirație, dar și cu ironie, o portiță de scăpare. O discuție extraordinară și o atmosferă foarte caldă. Și știi ce mă gândeam acum când l-am auzit și pe domnul primar? Acum cred că Mircea trebuie să iei și tu microfonul și să zici: eu o votez pe Monica. Nevastă mă cheamă și Monica. E un prim pas, e un început. După cum se știe, la alegerile PDL, Mircea Hava îl susține pe Vasile Blaga, actualul președinte al Democrat Liberalilor.